Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A cumpărat 7 elicoptere Black Hawk. Wow! Ca în film. Care vor fi împărțite între Departamentul pentru Situații de Urgență și Poliția rutieră. La DSU vor fi câteva elicoptere configurate pentru intervenții marine, maritime, nu știu cum se spune, altele pentru operațiuni de salvare la sol. Vor fi un fel de superambulanțe aeriene, ca în filmele cu Vietnam, cu astea vine. Da, e foarte bine că se întâmplă. Da, iar poliția rutieră va lua unul dintre aceste aparate. De ce va lua poliția rutieră un aparat? Bună întrebare. Asta trebuia să întrebe în primul rând finanțatorul. Așa. Adică noi, că trebuia să ne întrebești pe noi. Mă, vreți să dați din banii voștri să-și ia poliția rutieră Black Hawk? Și poate am fi spus da, poate am fi spus nu, dar măcar am fi fost întrebați. Explicația oficială este că din acest elicopter va fi supravegheat traficul auto și vor fi făcute și urmăriri la nevoie. Abia aștept. Și te întreb, unde o să facă mă ăștia urmărire? În jurul pieței Obor, unde să merge cu Black Hawk? Adică avem vorba aia, dacă aveți noi 900 de kilometri de autostradă, unde se urmărește cu Black Hawk-ul? Zici că sunt mii de kilometri de... În traficul din București trebuie doar o trotinetă pe urmărirea. Exact, nu mai bine lua trotinetă marca Black Hawk? Era mai eficientă, știi? Rotiță de-aia girostabilizată, o roată, să-i vezi pe poliție și pe roată. Nu mai zic. Dă-i, uai! Segui de la. Segui, da. Da. Deci unde o să urmărească traficul? Ce o să facă? O să stea peste DN 1 când stă lumea... Că poate să zboare la punct fix, cred că de-aia au luat. Când stă lumea la Comarnica, acolo câte 3 ore, stă Black Hawk-ul și supraveghează de sus. Le face o umbră, ce le face? Da. Două rachete. Îi ventilează. Deci, cele 7 elicoptere au costat 170 de milioane de euro. Aproape 25 de milioane de euro piesa. Poliția rutieră, care va să zică, primește o jucărie de 25 de milioane de euro ca să facă poze la mașini din aer. Cel mai scump aparat foto din dotarea în poliției române. Ilustrarea perfectă a proverbului chelului tichie de mărgăritari trebuie. Ei, așa cum îi trebuiau poliției rutiere 300 de BMW-uri de 20 de milioane de euro, știi, aia cutie Triptronic sau cum îi spune 8+1, viteze, să urmărească infractorii pe drumurile județene. Internaționali. Da, bandiți internaționali. Pe drumurile județene, unde dacă mergi cu mai mult de 90 de oră, te dai de-a berbelea. Merge cu BMW-ul tare în urmărie, după aia e căruța și pe partea cealaltă vin tirul, nu știu ce, stai frumos în trafic, depășești, mai bagi forșă 200 de metri, te mai oprești că mai sunt niște gropi, șanți, pod, din... Cu elicopterul Black Hawk, însă, frate, se schimbă treaba. Băi, îmi și imaginez cum o să-l urmărească cu Black Hawk-ul. Așa. Pe procurorul Horodnician, prin comuna Skitudunca. Duca, pardon. Să nu mai spună domnul procuror că îl hărțuiește poliția rurală. Că poliția rurală trebuia să fie pe câmp. Acum la elicopter, ce să spun? Nu poate să-i spună că nu trebuia să fie în aer. Deci, când mai avem cazuri de-astea cu șefi vicepreședinți la CSM care fac pe șmecherii în trafic, direct cu elicopterul american după ei. Ca să văzut în filmările alea din Statele Unite ce teroarele dă elicopterul infractorilor rutieri. Așa e, da. Păi autostrăzile alea, de 6 benzi. Și dă în direct și la televiziune, adică te și distrezi de banii ăștia pe care îi dai pe elicopter. Pe centura București, pe DNCB, aș vrea să văd în direct când se urmărește o mașină care merge cu 20 la oră pe centură. Între Afumați și Cernica. Da. Înțelegi? În gropile alea. Și cu Black Hawk. Cu ce îmbunătățește siguranța în trafic elicopterul Black Hawk? Și câte radare fixe și sisteme de monitorizare a traficului puteau fi instalate totuși cu acești 25 de milioane de euro? A fost un accident noaptea trecută pe Valea Oltului. A fost încă un accident pe Valea Oltului, s-a răsturnat un camion, s-a oprit tot traficul între Valahia și Transilvania. Că ar trebui să-i spunem Valahia, frate. Nu mai spunem... România, Valahia, uite, sudul Valahiei e aici unde stăm noi, Valahia și Transilvania, ne-au scris ascultători, era un șofer săracu blocat de 5 ore acolo. 5 ore blocat în trafic. Păi să se ducă cu Black Hawk-ul și să-i facă hai noroc din aer, știi? Ce faci, Coane? Stai în trafic, a? Păi dacă n-ai Black Hawk, săracule. Da. Ia-ți Belly Copter. În timp ce polițiștii se laudă cu noua lor jucărie, pe cât de scumpă, pe atât de inutilă, ce n-ai auzit de genul ăsta de elicopter? Nu mă așteptam să apelezi la termen. Prin Senat a trecut tacit și pe tăcutelea o nouă încercare de ciuntire a codului rutier la inițiativa unor parlamentari UDMR. Nu este prima dată când o fac. Au deja o lungă tradiție cu aceste încercări. Până acum au eșuat, da, acum, uite, am mai trecut una. Deci, la inițiativa UDMR, codul rutier ar urma să fie modificat astfel încât toate radarele din trafic vor trebui semnalizate prin panouri de avertizare sau prin mass media. O să primim din nou comunicat la rubrica de trafic. Așa. Sunt radare în următoarele poziții, da? Iar mașinile de poliție rutieră aflate în misiune, deci și la măsurat viteza pe șosele, vor trebui să aibă permanent girofarul pornit, ca să vezi de la 3 km. Dacă cumva ai ratat panoul care zice că este radar peste 1 km... ce-i vezi? Mamă, dar vezi girofarul dinainte. Adică dacă ești parlamentar udemerist, și nu numai, că ei s-au gândit la colectivitatea șmecherilor din țara asta, să știi dinainte, frate. Să reduci și tu de la 180 cât mergi tu prin localități, să reduci la 50 până trece radarul și după aceea... Dar acum, dacă mașinile de poliție aflate în misiune trebuie să aibă girofar, mă gândesc că pun și pe Black Hawk girofar, ca să vezi când e pe sus, nu care cumva. Bă, suntem din ce în ce mai mult ca o țară africană, pe cuvântul meu. Deci banii pentru creșterea siguranței populației, de fapt, sunt cheltuiți de șefii politici pe diverse brizuri lucioase. De-astea și acum și zburătoare, deci... Hakuna matata! Avem și o dedicație, avem un tânăr bosniac, am câștigat-o cu el bătălia hiturilor acum ceva vreme. Helicopter, helicopter! N-avem varianta Black Hawk, dar varianta de Bosnia, asta e. Asta e bună de tot. Dedicație pentru Poliția rutieră! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.